Electrocasnicele consumă chiar și atunci când sunt închise, dar cu toate acestea obișnuim să le lăsăm în priză în permanență. Factura anuală ar putea fi mai mică cu aproximativ 420 de lei, dacă aparatura ar fi oprită de tot și folosită doar la nevoie. O analiză recentă a unei companii de electricitate arată că aparatele lăsate în modul stand-by consumă între 40 și 70% din energia pe care o folosesc în timpul funcționării. Un simplu televizor se află în top 10 consumatori de energie electrică din locuință. Specialiștii sfătuiesc pe cei care își doresc să cumpere un televizor cu o diagonală mai mică de 100 de centimetri să aleagă unul din clasa energetică A. Televizoarele LED consumă mai puțin decât cele de tip plasmă, iar laptopul sau tableta au un consum cu până la 80% mai redus față de monitoarele clasice. Levente Varvedo, specialist în energie regenerabilă, spune: da, există o economie. Aceste economii s-ar putea să ajungă la ordinul zecilor de lei pe an. Acum deja rămâne la decizia fiecărei persoane dacă se ocupă de aceste economii. Dacă toată aparatura ar fi scoasă din priză atunci când nu este folosită, factura de curent ar putea fi și cu 400 de lei mai mică pe an, relatează Digi24.ro.